De data aceasta este vorba despre o rețetă tot cu ingrediente sănătoase și anume niște bombonele din fructe, fulgi de ovăz și migdale. Hai să vedem ingredientele. Am aici o banană, este ruptă în bucăți, o banană bine coaptă. La sfârșit vom avea nevoie de fulgi de cocos, puțină miere pentru îndulcit, migdale, fulgi de ovăz, sunt fulgi de ovăz, sunt integral și niște fructe de merișoare. În plus, ne vom mai ajuta de o furculiță, o linguriță și o râșniță. Eu am o râșniță simplă, poate fi folosită orice fel de râșniță sau robot care poate să macine. Prima dată mă voi folosi de furculiță pentru a pasa bananele să fie așa de consistența unui piure. O variantă ar fi să adaug fulgii de ovăz așa integral în forma aceasta, dar ca să se absoarbă mai repede lichidul din bananele pasate, voi alege să macin fulgii de ovăz și apoi voi macina și migdalele ca să obțin un fel de făină. Amestec. Mai este nevoie, așa că mai adaug. Și la fulgii de ovăz este nevoie să lăsăm câteva minute ca să absorbă lichidul și apoi se va mai îngroșa compoziția. Voi pune acum migdalele. Înainte de a decide dacă este suficient ovăz sau sunt suficiente migdale, aș vrea să mai adaug mierea, pentru că și aceasta este puțin lichidă. Este o miere de rapiță și are o consistență așa ca de șerbet, a început să cristalizeze. Adaug tot acum și merișoarele, puteți pune stafide sau alte fructe pe care le aveți la îndemână. Dar tot așa să fie fructe uscate, poate curmale sau smochine tăiate bucățele după preferințe și după ce găsiți prin dulap. Cred că a ajuns la o consistență destul de bună. Stă în furculiță, nu cade. Iar acum voi proceda în felul următor. Formez biluțe mai mici cu mâinile. Le dau prin fulgi de nucă de cocos, iar apoi le pun pe farfurie să fie gata de servit. Sunt gata biluțele din ovăz, migdale, banane și merișoare. În plus am mai adăugat puțină miere și fulgi de nucă de cocos în exterior. Sper că această rețetă v-a făcut așa puțină poftă și că o veți pune și voi în aplicare și că poate faceți chiar o surpriză mamei, tatălui sau prietenilor voștri. Îi chemați la picnic și serviți cu bombonele sănătoase făcute chiar de voi. Să aveți spor la treabă!